Multă lume sărbătorește ziua lui 8 martie ca ziua mamelor, în primul rând, și pentru că așa se întâmplă, noi am pregătit un interviu foarte emoționant pe alocuri, condimentat cu interpreta Vlada Boțan și mama ei. Apropo, este pentru prima dată când apar la interviu împreună, așa că vă invităm să urmărim această premieră. UEFA. Și asta. Am vrut să fie unu. Și unu. Ești așa, așa, și așa. Eu nu știu jocul ăsta. La pat. Mai cu dragoste. Numai eu sunt super. Dar super. Dar eu ăsta lui eu Bună, sunt Vlada Boțan. Bună, sunt mama Vladei Natalia. Dacă aș ră... Nu. Dacă aș rămâne însărcinată astăzi, ce mi-ai spune? Mama, eu sunt însărcinată. Nu. Nu. Păi, de ce nu? Nu. Asta ți-aș spune deodată, dar după asta vedem, dar mai bine nu. Ai făcut vreodată ceva ilegal? Da. Da, când eram micuț, furam kindere de la supermarket. Nu. Da, am înțeles. Ce îi spune unei femei care nu poate face copii sau dacă aș fi chiar eu? Am încercat toate metodele, dacă tu ți-ai dorit să devii mamă, ca să poți deveni. Noi o să susținem și o găsim absolut orice. Mulțumesc, eu cred și sper că pot face. Care este cea mai mare minciună pe care ne-ai spus-o? Ele așa de multe. Nu știu, că am altă medie la școală. Cam asta cred că a fost. Da, restul niciun parcă nu prea. Îți spuneam adevăr, dar nu pe tot. La câta întâlnire te-ai sărutat cu tata? Oh, iar s-o era frumos. Hai. Cred că eu am fost cea care am inițiat să-mi sărut. Ia asta știu. Ia tot ca mama. Repede. Repede asta cum? Asta cred că la a doua. Adică... Serios, mă, și m-am îndrăgostit de el din prima secundă. Știam că o să fie soț. De fericire. Acum e rândul tău. E ok să vorbim și despre asta. Despre aceste întrebări preparate. Bun. Ce părere ai despre băieții care refuză să folosească prezervativele? Deci așa întrebări? Și glumiți! Repet întrebări. Trebuie să, pentru că asta te scutește de multe alte întrebări și probleme în plus. Te protejează. Și te protejează. De toate... momentele negative care s-ar putea întâmpla. Cred că un bărbat care are grijă de partenera sa o să-l folosească. Și un bărbat care se respectă și te respectă la fel. Da, eu ca mamă. Cum? Deci. Crezi că faptul că avem menstruație trebuie de ascuns de bărbat sau, sau că e o rușine? Probabil din punct de vedere și a modestiei și din respect față de partener, e foarte bine ca toate aceste rutine să le ascundem de văzul bărbaților. Eu sunt total de acord cu tine. E rândul tău. Cine a fost primul băiat cu care te-ai sărutat și când s-a întâmplat asta? A fost la 14 ani. Nu mai țin minte cum îl cheamă, dar a fost un troleabuz. Nu știu dacă așa s-a întâmplat. Și aveam, nu știu ce consumesc, macarone din astea care le fierb în mână. Da. Și o milca. Nu știu, așa țin minte eu. Eram aici, el în stânga, țineam pachetul ăsta, veneam acasă, mănânc ciocolată și să fac niște paze. Și atunci s-a întâmplat. Romantic. Cu romantic, într-o lebus. La ce vârstă mă vezi căsătorită? Pe tine, la da. 28. Normal. E ok. Te-ai uitat vreodată la filme pentru maturi? Da. Da, s-a uitat. Am încercat să mă uit. Ai încercat așa, întâmplător. Ușor. Cum ai reacționat dacă ți-aș spune că mi-am schimbat genul? Nu ți-aș spune asta niciodată, dar cum ai reacționat?
La început, evident că aș leșina, mi-ar fi rău, aș plânge, nu aș înțelege, mi-aș pune o tonă de întrebări. Aș trăi toate stările emoționale pe care le trăiește orice părinte. Nu poți zice, da, ok, te simți băiat, eu știu, știu. E dificil, cred că e vorba de... Dar e nevoie de timp și de acceptare. Vorbești necenzurat când ești cu prietenii? Nu înseamnă că duc un dialog de la A până la Z plin de cuvinte necenzurate. De exemplu, când te lovești, da? Ai, parcă nu îți trece durerea dacă îmi spui un cuvânt necenzurat, parcă altfel, nu? Nu. Ok. Nu, eu am vorbit de mine, dar da, fiecare... Da, da. Gata, întrebările. E interesant, e mai vreau. De tot, mai vezi? Mă bucur enorm. Că ești mama mea.